aici mai intervine și lumina cu care urmează să ne jucăm. Acum ne interesează să vedem exact, în funcție de intensitatea luminii setată manual prin trigger, acest exponometru ne spune exact dacă avem destulă lumină încât să expunem corect. Vă invit să ne jucăm cu luminile. O să învățăm, practic, să lucrăm cu diferite setup-uri de lumini. Mai întâi o să începem cu un setup de o singură lumină. Aici folosim un blitz cu alimentare, doar de la priză. Nu funcționează și pe acumulator, de la Godox. SK400. Pe acesta am montat un octobox de 120 de centimetri pe care l-am ales atât de mare pentru a face atât fotografii close-up cât și full body. Noi o să dăm un test, dar aici o să am nevoie de un mic ajutor. Când te rog eu, o să apeși pe acesta care declanșează imediat, declanșează blitzurile ca să facem un test de lumină. Da. Noi pe acest exponometru ne setăm dinainte ISO-ul, în principal în studio tragem la ISO 100. Pentru că nu avem de ce să creștem ISO-ul folosind lumini destul de puternice. Timpul de expunere îl setăm în funcție de obiectivul cu care tragem. Pentru a nu avea probleme cu mișcarea, să ne tremure mâna sau așa mai departe, ar fi indicat să avem timpul de expunere dublul focalei pe care o folosim. În momentul de față, eu trag cu un R6 și cu 70-200. Aici o să jongleze, dar având stabilizarea și pe 5 axe din X6, cât și stabilizarea din obiectiv, nu o să fie o problemă să setez un timp de expunere universal, pe care l-am stabilit de dinainte să fie 1x125. Exponometrul acesta ne ajută să stabilim lumina în studio în general, că aici trebuie să ajungem. În studio o să faci, este vorba de alb-negru. Pe buze, dacă este vorba de ruj sau lips, vrem în fotografie. Dacă e vorba de un cercel, putem să scoatem în evidență toată partea feței, dar cu focusul să vină pe cercel și restul o să fie doar ca să completeze cadrul, să nu pice accentul pe buze și să-ți fure privirea de la ochi. Aici mai intervine și lumina cu care urmează să ne jucăm. Acum ne interesează să acest exponometru ne spune exact dacă avem destulă lumină încât să expunem corect și ne indică la ce diafragmă expune el corect. El ne indică că putem să tragem la F4 cu o expunere corectă. Mai departe, o să trebuiască să, în funcție de ce vrem noi, dacă vrem sub de lumină. Știind acest lucru, ne ducem direct și dăm două stopuri la blitz, direct prin trigger. Acum am zis că o să facem un test. Singura lumină activă acum este lumina principală cu octoboxul de 120.